Încă un investitor la Dinamo, omul de afaceri Claudiu Florica a dat 500.000 de euro, iar Dinamo și-a luat licența. Dacă promovează, Dinamo va avea parte de investiții de peste 10 milioane de euro. Claudiu Florica a acceptat să investească acum la Dinamo, deși i s-a propus asta încă de pe vremea lui Negoiță. Undeva au convins. Nu era nevoie să mă convingă, decizia mea era luată de mult. Cel mai important este astăzi, dacă vorbim de Dinamo, sportiv să reușească să promoveze. Va exista și o primă, bănuiesc, de promovare. Cea mai bună primă este promovarea. Florica a dat 500.000 de euro pentru licență, dar anunță investiții mari în următorii 5 ani. Sunt aproximativ 12 milioane de euro care se vor strânge ca Dinamo să devină o societate curată. Iubitor de artă, Florica are de gând să deschidă o galerie la noua arenă a lui Dinamo. Am trăit foarte în casă de mic copil. Poate îi aduce și pe jucători. Aștept duminică să vină să serveze care și care a Liga 1.